Nu, e deja prea mult. Vulpița e în toate. Mâine, poimâine, Vulpița o să fie candidat, o să fie ministru, o să fie ce? Am văzut, cred că, 5 secunde din noua manea cu Vulpița. Așa de curiozitate. Nu mai rezist. Nu mai rezist și mă doare. Știți de ce mă doare? Pentru că toți știu cine e Vulpița în România, toată lumea a auzit de Vulpița, de Viorel, de... Păi, dacă întreb pe cineva cine e Iisus Hristos, care este și va fi veșnic, adică este veșnic, nu știe nimeni, dar Vulpița... Vai, ce mare vedetă! Întreabă pe careva, cu cine a fost închis apostolul Pavel în închisoare? Care din ucenicii săi? Vă spun eu, Sila se numea. Nu știe nimeni, vedeți? Dar Vulpița și Viorel, acum și cu maneaua asta, cu Rafael ăsta, cine mai ieșe să apar, nu am. Da, e tragic, oameni buni, e tragic și mă gândesc că, nu știu, mă gândesc că Dumnezeu se uită la noi și cred că și-a întors privirea de la noi și ar fi cazul să ne punem, să ne rugăm să-și întoarcă privirea spre noi, că e tragic ce se întâmplă.